Deci, în zile, locuitorii municipiului Bacău primesc apă potabilă doar în intervalul 6-8 dimineața și 18-20 după amiază. Reluarea furnizării apei potabile la parametrii normal de debit și presiune către utilizatori se va face treptat pe măsura umplerii rețelei de distribuție și funcție de consum. Începând cu dimineața zile de sâmbătă 5 februarie, a anunțat Compania Regională de Apă Bacău. Avaria conductei din Valea Uzului încă nu s-a remediat după ce expertul tehnic a constatat că este obligatorie suplimentarea măsurilor de stabilizare a conductei. Între timp, primăria a cumpărat 132.000 de litri de apă potabilă, pe care le distribuie în 48 de puncte stradale, 24 de puncte de distribuire în școli și 11 locații pentru apă potabilă. Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, cere demisia conducerii Companiei Regionale de Apă Bacău.